sâmbătă seara, fetele și băieții se pregăteau de o petrecere în pijamale care le rezervau o surpriză. În așteptare ei, pregătirile erau în toi, iar buna dispoziție deja asigurată. Oare băieții ce fac? Vin în boxere? Păi, de ce dorm în boxer, în pantaloni scurți? Poate să dorm aici în short, tot în pijama trebuie să fie. Dar ca distracția să nu înceapă pe stomacul gol, mai întâi de toate se cerea o masă, cât să le facă tuturor poftă de viață. Hai că e mesaj lung. Mamă, fete, living băieți, sare în sport. Până la finalul petrecerii nu aveți voie în dormitoare. După răsfățul culinar a urmat și surpriza serii. Invitata de onoare, Claudia Pavel, în carne și oase, pregătită să încânte casa mireasă. Cu suc Coca-Cola. Bună seara, dragii mei! Ce faceți? Cum sunteți? Văd că aveți o super petrecere aici. Sunt foarte bine. Hai să dansăm. De voi una peste alta, sunteți foarte frumoși. Am înțeles că vă căsătoriți unii dintre voi. Felicitări, casă de piatră. Fetelor, m-am îmbrăcat și eu ca voi în seara asta. Vă place? Da. 1, 2, 3 și în seara asta fac tot ce îmi trece prin cap. Ai, ai, ai! În seara asta fac tot ce îmi trece prin cap. Dar nu mi se permite. Vă doresc casă de piatră tuturor celor care se vor căsători și Doamne ajută să fim sănătoși. Vă iubesc, la revedere. Seara minunată. Dacă ai nevoie dansator aici mă găsesc. Da, e, da, e perfect, după tine vin. După momentul artistic, petrecerea continua și fiecare încerca să-și găsească locul în tot acest peisaj în numele unui scop comun, distracția. Stați un pic, atât avem cu dansul lui Emil sau mai avem? Păi ar trebui să mai vreau. Mai vreau și acum vă rog, pentru mine special, după fiecare petrecere din casa Mireasa, aș vrea un material cu dansul lui Emil. Că nu de alta, dar e prea tare. Luăm o scurtă pauză, după pauză o să vedeți de ce mi s-a împlinit profeția când am auzit eu cine vine la petrecere, am spus cine o să se certe. Pauză. Gelozia i-a cuprins pe Liviu și Maria. Da, știu, da, aveam chestii ca așa. Am văzut, eu dansam într-un fel și tu dansai în altfel, după altcineva. Ce? Ca să nu crezi că totul este cu mine. Cearta nu se mai oprește. Hai să vorbești cu el. Nu mă mai duc, Romina, am fost de 10 ore, am încercat să-l împac toată seara, nu m-a fi durare. Mi s-a părut, ei, domne, că mă uitam eu la cântăreața aia. Nu e adevărat. Păi toți ne-am uitat. Dar nu, că nu s-a uitat nimeni ca mine. Deci am dansat în ciclon cu Radu, vezi, doamne. Dacă nu-și dă seama la 27 de ani când greșește cu ceva, să fie sănătos. Și gata, iarăși nu ți-o voi. Poate că da, poate că nu, habar nu.